Salutare! Noroc, Diana! Să începem așadar! Bine ai venit în Moldova și bine ai venit în studioul nostru! Mersi, foarte drăguț aici la voi! Lumea lucrează, aleargă, că niște albinuțe. Atrăgător! Cum te simți în Moldova? Mă simt... bună întrebare! Asta e ca și întrebare, cum te-ai aranjat în Canada? Așa. Așa m-am aranjat la ochi. De fiecare dată ai emoții noi sau nu? Nu, eu prima dată am lipsit din țară 2 ani. Prima dată am lipsit de acasă 2 ani, se poate spune. Și au trecut repede acești 2 ani, dar foarte multe fenomene au lipsit din viața mea. Și eu eram o leacă așa flămând de a le vedea, dar în același timp nu știam să reacționez cu bine, cu rău, să mă plâng în continuu, că mă sunt strâmturat de mașini pe drum sau sunt când curc la oameni pe trotuare. Dar parcă tot e ok. Uneori spun bună ziua la vânzătoare și la revedere și o zi bună, dar aud în spate și... Dar ai vrea să zâmbească la fel cum te-ai obișnuit să vezi în Aș fi vrut să-mi zâmbească, dar înțeleg, poate eu am greșit ceva, poate e greșeală în mine. Te-am invitat să vorbim astăzi despre femei. Okay. E un subiect pe care puțin am auzit să-l vorbești în presă. Da. Cum sunt femeile din Chișinău? Femeile din Chișinău sunt așa mai multe, parcă sunt mai multe. Mai multe decât în Canada, nu pot să cred. În Montreal, oamenii și femeile toți, noi, foarte mult își adaptează stilul de haine la climă. Ori asta pe dânsul îi face să nu tare fie pasători de stil și modă și fashion și burică gol iarna. Asta nu le încurcă pe a noastre femei să fie stilate. Probabil nu le încurcă pe femeile noastre să încerce o iarnă de -38, să încerce cu un buric, pur și simplu dispare în momentul ce e gol. Dar aici e plăcut să vezi femei care arată foarte bine și eu n-am reușit să vorbesc cu toate, că ele merg bai pe partea străză, bai pe alta. Așa, dar ce ai să le spui tu lor? Probabil ai făcut o analiză. Eu, de exemplu, pe ploaie sau după ploaie, mi s-a părut frumos să văd femei tare simpatic îmbrăcate, dar din păcate era ploaie și asta contrasta cu felul în care ele arată. Dacă m-ați întrebat în 2006, asta în 2006, ai avea ce să ne spui? Eu spun, bun, nu femeie, și spus, fetele de la noi sunt mai rușinoase. Dar dacă am fost în Anglia la o tabără, fetele de acolo erau mult mai îndrăznețe. Bun, dacă eram la un rug sau la o bere, poate nu folosam cuvântul îndrăzneță, dar chiar și altceva. Dar probabil oamenii de acolo nu știu cum, nu pun așa de mare accent pe sexualitate ca punctul ăla sfânt, ca bariera sfințeniei. Ea că există așa. Virginitatea, dau bacul, după asta încă-s virgin, după asta știi aspectul ăsta, nu? Ok, tu crezi că femeile noastre sunt așa? Și băieții, eu cred că la noi încă mare accent se pune pe ortodoxia virginității în societate. Eu e că-s victima la așa ceva, eu la vreo 32 cred că m-am Da. Spune-mi, atunci, cum sunt femeile din Canada? Ele gândesc liber, gândesc fără limite și încă cum? Da, bun. Cred că începând cu anii 60, după, să zicem, o revoluție a statului laic, da? O instaurare a statului laic definitiv în provincia Quebec, femeile înțeles că, băi, eu nu mai sunt o fabrică de copii, eu nu mai vreau să nasc la îndemnul lui Popa, că Popa venea la ușă și spunea, tu trebuie să mai naști încă 3 copii, pentru că noi vrem să creștem în această provincie. Și eu zic că nu, m-am săturat, vreau birth control, vreau pastile, vreau să fiu alea independent, vreau cont în banc să am pe numele meu, vreau proprietate pe numele meu. Și acum vezi niște doamne de 83 de ani conducând un model de Lexus super fain. Și zici, băi, uite, femeia asta a lucrat nu știu cât și-a permis și nu pot să numi asta bătrânețe, e o etapă a vieții. Andrei, eu știu că tu ai o legătură foarte strânsă cu mama ta. Da, ea, cică, este mama mea. Cică, probabil. Mama lui Andrei, cu siguranță este. Eu văd balene, strâmturi, golfuri, uneori scap avioane, alteori prind aripi. Dar tu? Tu ai o inimă atât de puternică. Cât iubirea ta n-are nevoie de motoare cu reacție ca să mă ajungă pe mine oriunde pe planeta asta tortită de dor. La mulți ani, mama! Eu, apropo, și flori ți-am adus. Ce lecție ai luat tu de la ea pentru viață? Și poate ai căutat anumite calități în alte femei pe care le-ai întâlnit de-a lungul vieții? Bună întrebare! Eu cred că mama a făcut un lucru foarte bun, în același timp un lucru destul de dăunător pentru mine. Corcolindu-mă și ocrotindu-mă în stilul ăsta europedies și a statelor ortodoxe, poate că eu știu că și în Grecia e mare rata de, este numesc
tineri care continuă să trăiască cu părinții. Cât mai mult rămâi cu atei, cât mai puțin ești independent. Mie mi se pare normal de la un 14-16 ani să îndemni copilul să lucreze, dacă el vrea să cumpere. Să iasă din zona lui de confort. Exact. Ai poduri, ai fani, vrei, duci și lucrează pentru asta. Așa se face și în Canada. Tu nu ai avut asta? Ai fost asigurat cumva de... Bun, nu asigurat. N-am avut parte de o familie foarte bogată. Am început să lucrez prin clasa 11, dar evident asta m-a curcat mine la școală. Uh-huh. Relația cu a mea era destul de complicat. Eu sunt dintr-o familie mixtă, respectiv eu am doi fraze de la altă căsnicie, de la maică mea. Taică-mi a avut vreo 14 căsnicii, de care eu nu știu. Și e complicat și colorat în același timp, dar probabil asta pe mine m-a marcat destul de mult, m-a îmbogățit cu multe istorie. Poate dacă unul avea să scoată din asta tristețe, eu încerc să scot din asta comedie, pentru că dacă aș fi trist, ar fi prea de tot. Da. Bun, da, atunci când ai ieșit din zona ta de confort, ai înțeles că trebuie să te întreții singur. Da, eu până nu știu cum să... Cât de greu ușor ți-a fost, nu știu... Eu nu știu cum să strâng o cămașă în bagaj, să o bat. Dar cine face asta acum? Nu, eu o fac, dar nu știu cum. Eu strâng și ies bățește. Așa? Da. Eu nu știu cum să... Bun, și am încercat să calc, parcă iese câte ceva. Eu urez să spăl vase. Eu nu mă pricep să gătesc. Eu gătesc cu mare stres. Eu trebuie să sufăr tare mult înainte. Ești flexibil să te schimbi? Cu greu. Unde ai relații dacă cumva... Asta încurcă relații, căsnicie, ești gata să... Noi involuntar noi ne schimbăm, noi toți suntem modelabili, maleabili. Și bineînțeles că da, te întreb pentru că unii bărbați cam nu se schimbă de la o anumită vârstă sau nu încearcă. Nu... Probabil, dar n-am reușit să trăiesc cu bărbați care nu se schimbă. Nu pot spune cum mă schimb, eu am o coropșică destul de groasă aici, când vine vorba de lucruri noi. Serios, eu pot să dramatizez foarte mult când am în fața mea un lucru nou de făcut, gen, tu mie poți să-mi propui o bursă, bani poți să-mi propui. Eu, nu, eu nu pot să fac asta, înțelegi? Uite-mi, eu stresat. Eu am o manieră. Uneori, dar reușesc să mă schimb. Uite, eu am și pot să spăl vasă de curând. Deși urăști asta. Super. Da, dar e necesar aparent. Bravo. Tu ai spus că ai scos tot ce e pozitiv din, să zicem, dramele familiei tale. Cum ești tu sau cum este Andrei, de fapt, când este trist? Când are o dramă? De ce nu? Când eu prefer să nu fiu văzut de nimeni. Sunt niște chestii, sunt niște experiențe culturale. Să pornim de la asta, în afară de dramele personale, de viață, trăirile, pe care este interzis să le trăiești în public, pentru că atunci clar răbufnești și plângi. Eu nu m-aș uita la un film de la Tarkovski în public. Mi se pare ilegal asta. Și fiecare din noi are momente de prăbușire, de lacrimi. Dar ce te ajută pe tine? Singurătatea? Dacă mă ajută singurătatea? Pe mine singurătatea mă ajută. Pe mine. În același timp asta, după ce mă recoresc, mă ajută să înțeleg că, băie, că eu sunt în coconul ăsta meu, cocunul meu. Și eu singur nu mă încurc nimeni, nu mă vede nimeni și eu pot poate să creez din asta ceva. Da, ai spus că preferi să nu fii văzut de lume pentru că lumea ta s-a obișnuit să te vadă vesel, pozitiv și plin de glume sau pentru că nu-ți place în general să-ți exteriorizezi emoțiile? Îmi place să-mi exteriorizez emoțiile. Doar cele pozitive? Oare? Bună întrebare. Eu nu știu dacă eu aș putea exporta dramele mele. Și nu știu dacă aș vrea dar să le... Dar nu neapărat drame, ca să nu... Adică mă refer mai mult la părțile și negative, la tristețe, nemulțumire, de ce nu? Eu adesea mi-arăt nemulțumirile în activitatea mea online, eu cam cu asta și mă ocup, eu sunt nemulțumit. Bună întrebare, m-ai pus pe gânduri. Nu știu, poate nu-s gata, poate n-am o vârstă atât de coaptă ca să spun că o dramă prin care am trecut m-a făcut să înțeleg... Să folosesc cremă solară atunci când ies la soare. Nu știu sigur. Tu ești înconjurat de 4 femei. O, da. Îndrăznesc să le spun femei deja. Echipă de volei, un fel de formare. Așa, cum te înțelegi cu ele? Superb, eu știu. Mai ales cu cele mici. Am văzut de 4 ori filmul Frozen. Știu cine e Elsa, știu cine e Olaf. Știu din Monster High. Uneori aș vrea să le vorbesc despre fotbal, dar eu cu timp am devenit și eu ignorant la acest capitol și noi am găsit un fel de registru comun de emoții și trăiri. De exemplu, localurile de deserturi, dacă îmi permiți. Femeile din casa în care eu trăiesc preferă localurile cu deserturi. Eu mă simt nu suficient de
rafinat, ca să nu-i spun altfel, ca să fiu prezent în astfel de localuri. Mie nu mi se... Dar mergi cu ele, nu le însoțești. Da, dar I don't have a lot of fun. Nu, nu pot să trăiesc acel moment de uite, uite, căpșunică! Ce lecție le ofer lor fetelor? Sau Magda-i mai special? Of. O să Magda cum acceptă orice lecție. O să fie mai, mai matură. Da, uite, eu cu Magda nu m-am văzut o lună jumate, că Nata a venit mai devreme la Chișinău. Așa. Și eu, nu, ea nu este aceeași care era și eu încerc să restabilesc. Pentru că cresc foarte repede. Exact, și schimb anumite trăsături. Eu o sărut acolo unde o sărutam înainte și ea nu reacționează la fel. Și zic, băi, de să găsesc un mecanism să te fac simți ceea ce simțai înainte. Nu știu dacă îi ofer o lecție, noi unul pe altul ne învățăm. Da, că v-am spus, eu nu sunt suficient de înțelept. Dacă vine ea la tine, imaginează-ți că vine la tine și zice, tata, m-am îndrăgostit de un băiat foarte drăguț, ce să fac? Vine băiatul la noi, face o probă de flotări, vedem dacă poate respira o infuzie de hrean, dacă treci prin acest test, după asta facem un test de literatură universală. Ok, dacă răspunzi așa, înseamnă că nu te-ai gândit la asta. Da, cred că. Nu, nu, cred că e prea devreme. E că de emoții îmi tremură ochii, nu știu. Nu, eu, da. Ok. Când ați plecat cu Nata împreună, a fost o adevărată vâlvă în presă. Vestea a fost trăiască vâlvă. Șocantă. De ce? De ce da, trebuie să-i pese cuiva? Recunoaște că ați fost criticați, discutați de societate. V-a încurcat asta cumva sau nu? Sau nu v-a păsat deloc? Nu. Această critică a existat și până acum, dar nu știu ce înseamnă critică. Comentarii gen, Pugăciovaș Galkin? Sau eu nu știu dacă asta e relevant. De ce și nu? V-ați obișnuit cumva cu aceste... No, e ok, super. Diferența de vârstă dintre noi e 8 ani. Dai seama. Nata, când avea 8 ani, eu zic, eu nu știam. Vă lăs și vă gândiți, la incest, adică cât de relevantă gluma asta. E ok o dată, două ori, dar să pedalez pe dânsa. Dar până la urmă, această diferență de vârstă este și ea interesantă. Da, ea pe noi fiecare ne face să... Fiecare da, unul de la altul. Tu ce ai învățat? Nata, bineînțeles, este o oază de înțelepciune pentru mine la multe decizii pe care eu le iau. Nata este un consilier fără de care eu n-aș... N-aș putea să-mi continui activitatea mea de zi cu zi, în multe domenii, în numeroase domenii. Dar diferența de vârstă joacă un rol și ea nu trebuie ignorată, e superbă. Și dacă joacă un rol, te rog să menționezi asta și să spui ce anume ai învățat. Bun, acum ne-am mai omogenizat, știi cum laptele când îl culegi la mai multe vaci și la mieste și el devine de aceeași grăsime. Ne-am mai omogenizat, dar eu cred că de la început era destul de vizibil pe anumite... registre emoționale care ea le avea și eu le aveam. Anyway, acum noi avem un registru comun din care ambii ne alimentăm. Gen, facem mișto de anumite fenomene din casă. Noi știm că Sonia, fata e mijlocii din fel, Eva e de altfel, Eva îi place să citească, Sonia trebuie să se miște ca să poate să existe, Magda are chestii care schimbă de la o zi la alta. Așa. Și acum noi, nu știu, din asta ne alimentăm, din asta unul pe altul ne învățăm și seara după ce tot sculcă ne permitem să ne vedem în ochi și să ne vorbim, femeie în general. Spune-mi dacă contează pentru tine femeia să fie stilată, să aibă grijă de aspectul fizic, să se machieze zilnic, să fie îngrijită. Probabil machiajul nu atât de mult, odată ce eu vreau să o ating din punct de vedere fizic. Eu la un moment dat ajung și la nivelul feței și eu vreau să sărut piele, dar nu chimie. Așa un aspect, așa un fetiș bizar, dacă îmi permiteți. Da, e bine să se îngrijească. Dar ai gândit la fel și acum 8 ani, să zic? Dacă e prea mult? Probabil, nu, da, nu, acum 8 ani eu nu cred că mă gândeam la ce înseamnă traiul în comun cu cineva. Pentru mine relația înseamnă 2 săptămâni, 4. Asta e o relație. Dar aveai anumite standarde de frumusețe. Da, exact. Și diferă ele? Eu pot spun că ponderea brunetelor era mai mare decât ponderea blondelor. Nu știu. Așa. Asta e unic standard de frumusețe, da. Nu, eu prefer să am ce discuta cu o femeie, ceea ce este un moment important. Dar uneori alcoolul te face să nu vrei să discuți prea mult cu o femeie. Depinde. Și e firesc. Da. E firesc bărbaților, nu? Eu mă tem sau în că... general omului. Nu știu. Eu mă tem că dacă noi ne apucăm să generalizăm e prea complicat. Eu aș vrea să mă apuc de ceva, da. Azi am vizualizat o emisiune, Lumina, în care am citit un titlu foarte interesant despre limită. Sună așa, unica limită este viața.
ce alte limite mai au tinerii de la noi? Noi suntem destul de religioși încă. Da, vreau să concretizez, nu ești împotriva religiei sau nu condamni religia, dar ești împotriva exagerării, da? În fel de... Bună întrebare. Adesea fructele religiei erau înțepenirea rațiunii oamenilor, ceea ce este foarte urât. Și aici religia o putem vorbi ca fenomen mondial, pentru că sunt mai mult de o religie, nu numai noi avem o religie. De asta eu sunt împotriva mediatorilor. Eu nu cred că trebuie să te duci mai mult de o singură dată la biserică, pentru că tu ai nevoie de o singură dată ție să arate calea, pentru că așa se numește calea spre Dumnezeu. El ți-a arătat, tu spui mersi. Dacă, if you stumble on the way, dacă te închedești, îl mai sună odată, zici, băi, scuze, eu sunt la răscrușa asta, ce fac, amă? Faci asta, ok. Dar slujbe, bani, price list pentru servicii, buhnește creierul. Eu cred că Dumnezeu, imaginează că stă o ființă supremă. Dumnezeu e atât de mare cu noi. Și stai și tu lui zici că, dragă Doamne, doi bărbați fac sex. Și facem noi. Și zici, băi, ceva, eu am creat lumea. Tu vrei pe mine să mă bas la cap cu doi bărbați care fac sex? Lasă-mă în pași, duci să ocupi de treaba ta. Duci să ocupi copchii, duci să fă curată în ogradă. Înțelegi? El e mare, lui nu-i pasă de nebuniile astea. Dar oamenii și-au inventat corupșele ca să se certe, ca să găsească scopuri în viață. Unul vrea unire, altul vrea ortodoxie, altul vrea noua dreaptă. În momentul în care ceva frumos, care are un scop nobil, că fiecare religie are cărți sfinte care te învață să iubești oamenii în jurul tău, nimeni nu te învață să-ți legi în jurul brâului bombe și te duci să te bagi în autobuză prin Europa sau prin alte colțuri ale lumei. Și în momentul în care asta devine fanatism, asta e foarte urât și noi trebuie să condamnăm și noi trebuie să iubim în oameni deschiderea cutiuțelor și deschiderea spre bine și toleranța. Ce ar trebui să schimbe bărbații și femeile pentru ca relațiile lor să fie mai frumoase, familiile să fie frumoase și în rezultat copiii și noua generație să crească mai deschisă la minte? Să nu îmbrace copiii în ștrampi vara. Asta e o lecție care am învățat acum. Când ai văzut bunica, mama, Nati, cum îmbracă pe Magda, e puțin înspăimântător, pentru că noi o ținem pe dânsa pe Magda în reșe din decembrie. Păcăliți. Da, afară, lasă să stai și să cauti de lucruri, că e destul de mare. 11 luni, stai acasă fără treabă. Nu, e important să avem odrasele noastre sănătoase pe lângă noi și să se învețe cel mai bine ce putem noi să le oferim și nu doar noi, pentru că noi nu suntem forul ultimativ de înțelepciune. Ideal e ei noi să vadă un fel de repere emoționale la care poate să revină și zică, băi, nimeni n-a să mă cuprindă ca mama sau tata, nimeni n-a să spună vorba așa cu mama și tata, dar există atâtea lucruri care te marchează ca personalitate, începând de la cărți, filme, oameni pe stradă. Vreau să transmit și un mesaj femeilor, ce le dorești, nu le ofer lecții pentru că ai doar 28 de ani. Exact. Prea tânăr. Să fie fericite, până. Să fie fericite și să poate măcar dacă nu în voce, măcar nu oral, dar măcar în gând să admită că n-au dreptate uneori odată, măcar chiar când nu suntem acasă, dar e ca să zică, poate totuși am greșit. Poate totuși mai tac. Da. Dar în rest să fiți fericite, așa cum știți voi că trebuie să fiți fericite. Și să veniți pe 17 iulie la spectacolul lui Andrei Bolocan. Chiar dacă nu mi-este prieten, recomand cu drag, pentru că am prieteni comuni cu dumnealui, cu Andrei Bolocan, și el promite să fie vesel tare, o să fie un workshop financiar bancar, o să învățați cum să investiți la bursă și dacă încă mai aveți cupoane din 92, o să aveți șansa să le schimbați acolo la sala mică a Palatului Feroviarilor pe 17 iulie. M-am pupat!